ziua, dragi telespectatori Capital TV și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Călătorii prin Univers. Aici sunt din nou Roxana Meleșcanu alături de voi și astăzi am o nouă invitată. Bine ai venit, Ștefania Carmen Rusu! Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Mă bucur să fiu alături de voi azi! Bine ai venit! Ștefania este o prietenă dragă și astăzi o să o las pe ea să facă introducerea. Vreau să ne spui câte ceva despre tine. Câte ceva despre mine. Păi, inspirată de, și de numele emisiunii pe care o moderez, Călătorie prin Univers, mi se pare cel mai potrivit să spun despre mine, în primul rând, că sunt o călătoare prin Univers. O călătoare prin viață, un copil dornic să experimenteze, să învețe, să afle, să descopere. Cred că asta suntem fiecare dintre noi și pe drumul acesta căutăm, descoperim, experimentăm ca să ajungem cumva mai aproape de cine suntem noi în esența noastră. Cine suntem noi cu adevărat, din ce spațiu interior vibrăm și aducem în realitate lucrurile cele mai frumoase. Așa este, așa este. Din câte știu, ești terapeut transpersonal. Ce înseamnă asta? Terapeut transpersonal. Călătoria mea a început călătoria mea spirituală, pentru că așa am ajuns să concluzionez cumva traseul acesta pe care l-am parcurs până acum. A avut ca punct de plecare un moment foarte frumos în copilăria mea. Mi-aduc aminte că eram într-o tabără, treceam în clasa 5-a, în tabără la Nocșoara, prima mea tabără. Eram foarte bucuroasă că sunt în spațiul acela. Și eram într-o excursie, eram într-o călătorie prin zona aceea, pădurilor de pe lângă Nocșoara. Și ajunsesem pe o pajiște, într-un luminiș, pe un deal. Și mi-aduc aminte cum am așezat în iarbă și priveam de pe vârful acelui deal spre vale, unde vedeam toate casele oamenilor care locuiau în acea zonă. Și a fost un moment de claritate, așa, un moment magic. O ancoră a devenit acel moment pentru mine, pe parcursul meu. Un moment în care priveam și mi-a apărut în minte întrebarea, oare ce se întâmplă sub toate acele acoperișuri? Ce fac toți acei oameni? Sunt oameni acolo. A fost o conștientizare așa foarte puternică pentru mine la acel moment. Și mi-aduc aminte senzația, emoția pe care le-am simțit în acel moment, o senzație de pace, de calm, de liniște, de contopire cu tot ce era în jurul meu. Moment care a devenit pentru mine o ancoră și care m-a ghidat pe parcursul vieții mele de până acum, m-a ajutat să revin în acest spațiu de calm și de centrare, de unde am putut să găsesc cu mai multă ușurință claritatea sau răspunsurile la întrebările care vin sau îmi veneau și așa mai departe. Am lăsat acel moment să mă ghideze. Superb! Deci, mai devreme sau mai târziu, pe drumul fiecăruia dintre noi, pot apărea aceste întrebări. Cine sunt? De unde vin? Încotro mă duc? Care este rostul meu aici? Și cred că am putea să mergem în direcția asta. Când apare întrebarea cine sunt, cine sunt eu,
Ce se întâmplă? Povestește-ne un pic despre experiența ta. Da, cred că am vrut să aduc în discuție momentul acesta pentru că acela pentru mine a fost momentul în care a apărut pentru prima dată întrebarea cine sunt? Ce fac eu aici? De ce sunt aici? Priveam, cum spuneam, în vale toate acoperișurile caselor colorate în diverse feluri, în diverse forme și așa mai departe și pentru prima dată a încolțit în mintea mea întrebarea eu sunt aici, ce fac eu aici, cine sunt eu aici, cine sunt eu printre oameni, de ce am venit? Răspunsul la această întrebare l-am descoperit în interiorul meu cu mulți ani după aceea. Am experimentat mult, am călătorit în viață așa cum s-au deschis drumurile, am învățat foarte mult, am fost întotdeauna curioasă să aflu cine sunt oamenii, ce sunt oamenii, ce ne mișcă, ce ne animă. Și atunci curiozitatea asta m-a făcut să mă îndrept spre acele spații de învățare care au legătură cu dezvoltarea umană. Am fost foarte curioasă să descoper ce înseamnă dezvoltarea unui om de la naștere, dinainte de naștere. Și atunci am descoperit această cunoaștere sau am aprofundat această cunoaștere în școala Montessori. Montessori este o pedagogie alternativă creată de Maria Montessori și am devenit ghid Montessori pentru copii de la 0 la 3 ani și pentru familii cu copii de la 0 la 6 ani. Am condus două centre educaționale și m-am scufundat, am făcut un plonjeu așa în acest univers minunat al copilului, al copilăriei, al dezvoltării ființei umane în primii ani de viață. Am fost curioasă să văd ce se întâmplă atunci. Apoi m-am îndreptat spre acele perioade din viața noastră un pic mai mature. Și am început să fiu curioasă despre modul în care funcționăm ca adulți. Bineînțeles că în călătoria asta răspunsurile pe care le căutam erau răspunsuri pentru ființa mea. Întotdeauna cumva ne întoarcem la noi înșine și căutăm răspunsurile acelea care să ne aducă nouă pacea interioară, liniștea, vindecarea, bucuria. Am făcut școală de coaching, am trecut prin tot felul de formări și traininguri în mai multe terapii alternative. Mă întrebai ce înseamnă terapeut transpersonal. Da. Theta healing, constelații familiale, hipnoterapie și multe alte lucruri care au rezonat cu mine și cu ființa mea și care m-au adus mai aproape de ceea ce sunt astăzi. Okay. Ceea ce sunt astăzi este suma experiențelor de până acum. Suma emoțiilor, amintirilor, tuturor lucrurilor care au fost în viața mea și înainte de mine. Terapia, de exemplu, pe care o practic, Constelații Familiale, vorbește foarte mult despre acest bagaj sau această moștenire pe care o aducem cu noi pe linie transgenerațională. Cumva viața noastră onorează viața tuturor strămoșilor noștri și e un lucru foarte frumos să poți să privești din perspectiva asta viața. Dintr-o dată ea capătă o cu totul și cu totul altă dimensiune, o cu totul și cu totul altă valoare.
e o nestemată, devine o nestemată, pentru că realizez că modul în care tu trăiești viața este darul pe care tu poți să-l faci și modul în care poți să onorezi ceea ce a fost înaintea ta. Și e un lucru fascinant. Pentru mine a fost transformator să descoper acest spațiu și acum să pot să ghidez alte suflete din acest spațiu de facilitator, de terapeut. Până la urmă, cred că ceea ce suntem e într-un fel creația în sine. Creația în sine, cu tot ceea ce aduce ea, cu toate fațetele ei. Înăuntru nostru cuprindem întreg universul. Și câteodată poate atrași de forța asta gravitațională a materiei, uităm. Da. Uităm și de unde am coborât, am plecat, am venit aici și către ce ne îndreptăm. Foarte frumos spus, ești un exemplu pentru mine. Te admir foarte mult și m-ai inspirat în procesul tău, prin exemplul tău de vindecare, evoluție și așa mai departe, m-ai inspirat și pe mine. Ai atâtea forme de manifestare a iubirii care ești, a intereselor tale, a domeniilor de interes, de cunoaștere și așa mai departe. Chiar în ce hăinuțe de identități te-ai îmbrăcat până acum? Știu că ești mamă, prietenă, terapeut, ghid, facilitator. Da. Mi-am amintit acum că scrii poezii. Poate te rog așa în mod spontan să citim una ce ți apare, dacă vrei. Ce simți tu să ne împărtășești? E adevărat că călătoria asta ne dă oportunitatea să îmbrăcăm multe hăinuțe, să ne punem multe pălării, să avem multe roluri, să jucăm multe roluri. Ne naștem copiii cuiva, poate suntem frați sau surori pentru alții, nepoți, devenim apoi prieteni, mai târziu evoluăm și îmbrăcăm roluri mai un pic mai complexe, suntem iubiți, iubite, soți, soții, mame, tați, ca să ajungem apoi să fim bunici, să dăm mai departe din tot ce am adunat cu sârguință toată viața noastră către generațiile următoare. Sunt toate roluri. Suntem terapeuți sau fiecare îmbrăcăm câte o hăinuță profesională, încercăm să aducem în manifestare, în realitate, darurile cu care am fost înzestrați sau ne-au fost oferite. Toate acestea suntem ceea ce suntem. Toate acestea fac parte din acest complex al existenței ființei. Nu pot spune despre mine că sunt mai mult una decât cealaltă. Toate sunt fațete. Sunt fațete ale diamantului. Pentru că așa privesc spre fiecare ființă. Mă uit și văd un diamant cu foarte multe fațete, în mișcare continuă, un diamant care poate se rotește și care pe parcursul existenței, vieții, permite ca fiecare fațetă să strălucească la un moment dat, la momentul potrivit. Și ele toate pot fi oglinzi sau pot fi scântei de inspirație pentru cei din jurul nostru. Corect, corect.
În grupul acesta în care ne-am cunoscut, un grup de armonizatori, de oameni în propriul lor proces de vindecare, știu că s-au întâmplat și multe vindecări sau mulți oameni ce au început să se deschidă. Cumva, cum se poate aborda aspectul ăsta de vindecare, de healing, de dezvoltare personală sau spirituală? Proces, o să povestesc un pic din procesul meu personal. Da, exact. Mi se pare că pentru mine e cel mai valoros mod sau cel mai potrivit mod de a vorbi despre acest lucru. La un moment dat în viața mea am simțit că am căzut. Că am căzut și că nu mai am resurse suficiente să mă ridic. Am experimentat suferința și durerea la un nivel care era mult peste ceea ce consideram eu că pot să duc. Și pentru că sunt încăpățânată și multă vreme despre mine s-a spus că sunt foarte puternică, am hotărât să găsesc cu orice preț maniera aceea prin care să pot să mă ridic de acolo și să mă vindec, să merg mai departe în viață. Și atunci am început să caut. Am început să caut, în primul rând, în exteriorul meu, pentru că mai târziu mi-am dat seama că caut în exteriorul meu, uitând că tot ce am nevoie este deja prezent în interiorul meu. Lumea percepțiilor, lumea pe care o integrăm prin intermediul simțurilor noastre, la un moment dat ne deconectează, e posibil să ne deconecteze de lumea noastră interioară, de ceea ce suntem noi în esența noastră. Și câteodată, ca să ne aducem aminte sau să revenim în acest spațiu interior al ființei noastre, e nevoie să cădem. Fie că e vorba despre o afecțiune fizică, despre o suferință emoțională profundă, toate aceste experiențe produc ceea ce numim durere și suferință. Am învățat în procesul meu să privesc suferința și durerea ca fiind daruri extrem de frumoase. Pentru că ele ne oferă oportunitatea să revenim la interior, să ne redescoperim în esența noastră, să scoatem la suprafață toate resursele miraculoase pe care deja le avem în interiorul nostru. Căutăm vindecarea în exterior pentru o vreme și dacă suntem suficient de încăpățânați, vom descoperi că suntem noi înșine vindecătorul de care avem nevoie. Medicul, înțeleptul, cel care știe exact ce are nevoie, ce este potrivit pentru el aici, acum, ne redescoperim în plin, complet, așa cum suntem de fapt. Deci, procesul meu de vindecare a fost acesta. Am căutat în exterior, am mers, am făcut multe cursuri, am făcut multe terapii, am întrebat
mulți înțelepți, m-am conectat cu foarte multă lume care am considerat-o cumva deasupra mea, ca cunoaștere, pregătire și așa mai departe, ca să descoper că, de fapt, singura modalitate prin care eu pot cu adevărat să mă vindec este revenind în interior, căutând înțelepciunea, cunoașterea, vindecarea în mine, aducând acele resurse cu care suntem înzestrați toți la suprafață. Da, ce mesaj puternic, așa e. Nu ne salvează nimeni, noi ne salvăm pe noi. Mm-hmm. Într-adevăr, ajută foarte mult să luăm exemplul unei persoane care duce un proces de introspecție, mm-hmm. ce într-adevăr caută și caută sincer până se găsește pe sine, mm-hmm. și pe urmă din acea comunicare autentică cu sine și cu această scânteie divină ce e în noi toți, nu mai exteriorizăm orice durere, suferință, ne-o asumăm și reușim să pășim în întreaga noastră putere, cumva. Mm-hmm. E un exemplu puternic cel personal și bineînțeles că ne sprijinim unii pe alții. Mm-hmm. Și bineînțeles că ne ajută grupurile de susținere, mm-hmm. cum creștem împreună și mm-hmm. ușor, ușor nu ne simțim nici superior, nici inferior, ci pur și simplu fiecare pe calea sa. Mm-hmm. Încă o dată, e foarte puternic mesajul. Puterea chiar e în noi. Mm-hmm. Că la un moment dat o exteriorizăm, mm-hmm. Dar de fiecare dată este în interior și venim întotdeauna în a conlucra. Mm-hmm. Cred că vorbești un pic și despre acest triunghi dramatic, triunghiul psihologic dramatic cu vârful în jos, cel care ne duce în suferință, cel în care suntem ori victime, ori agresori, ori salvatori. Mm-hmm. Și cred că ăsta e punctul cheie, probabil, al treilea, salvatorul, că, da, n-avem de ce să, la un anumit nivel de conștiință, n-avem de ce să punem în exterior că ne salvează altcineva, ci noi ne acordăm orice înseamnă vindecare, revenire la centru, în armonie și așa mai departe. Bun. Deci este o perioadă în care ducem, să zicem, din neînțelegerile neamului nostru și pe urmă călcăm pe calea noastră? Sau cum ai mai putea spune? Cum mai vezi tu lucrurile? Triunghiul despre care vorbești, eu îl văd în fiecare dintre noi. Noi suntem în același timp și agresor, și salvator, și victimă. Dacă vrem să ne raportăm la această dimensiune. Și suntem mult mai mult de atât. Suntem dincolo de asta. Suntem dincolo de aparență, suntem dincolo de emoție, suntem dincolo de un eveniment plăcut sau neplăcut al vieții noastre. Suntem dincolo de toate astea. Tocmai, din perspectiva mea, tocmai perenitatea lucrurilor ne învață asta. Este, dacă privim viața și anotimpurile vieții, dacă privim fiecare zi și ne uităm la modul în care orele trec, da? Dacă spargem timpul ăsta în fiecare secundă și observăm că totul este peren, e trecător, avem oportunitatea să ne ridicăm cumva deasupra și să observăm că putem să ne detașăm de fiecare moment, să-l lăsăm să curgă, da? Să-l lăsăm să se ducă și să facem loc a ceea ce urmează să se reveleze în viața noastră, în ceea ce facem loc pentru o energie nouă, proaspătă, să intre, da? Cred că această curgere este extrem de importantă. E o ancoră foarte puternică. Să realizăm că orice s-ar întâmpla, oricât de tragic ar părea, dureros și așa mai departe,
Totul este o curgere. Suntem în curgere și cu cât ne relaxăm și ne predăm în energia vieții, care este o energie protectoare, e îmbelșugată, e abundentă, cu atât realizăm că suntem în siguranță. De altfel, una dintre nevoile noastre fundamentale este nevoia de a ne simți în siguranță. Viața ne ține în siguranță. Încrederea pe care o dăm vieții ne ține în siguranță. Foarte frumos spus. Cumva este o practică a momentului prezent. Mm-hmm. Te bucuri de ce ai în prezent. Mm-hmm. De exemplu, poate acum o oră mâncam ceva, mm-hmm. acum suntem aici și discutăm, mm-hmm. mai târziu avem o altă activitate și mm-hmm. să fim complet prezenți mm-hmm. în tot ce curge. Aveam o întâmplător în această dimineață, aveam o discuție cu unul dintre clienții cu care lucrez. Îmi spunea, mi-e greu să mă despart cu adevărat. Mă despart, dar eu cred că nu o fac cu adevărat. Cred că în interiorul meu despărțirea aceea nu se întâmplă. Și asta mă face să sufăr. Și mi se pare un exemplu foarte bun acesta. Viața noastră este o succesiune de separări și de reconectări. Intrăm în viață prin separare de mamă. Păstrăm relația simbiotică cu pântecul care ne-a hrănit, ne-a crescut cu blândețe, cu iubire, necondiționat. Și apoi, însă, e nevoie de o separare pentru a păși în viață. Mai apoi, crescând, ne separăm de mediul familial, de mediul, da, în care am crescut în primii ani de viață, ca să experimentăm socialul, comunitatea, să devenim parte a unui grup. Ne separăm apoi de grup ca să construim și noi la rândul nostru propria noastră familie și așa mai departe. Viața este o înșiruire de separări și de reconectări. În momentul în care opun rezistență, da? Te iubesc atât de mult, a venit momentul despărțirii noastre. În fizic o fac, dar în interiorul meu încă rămân prins, e nevoie să îmi dau seama că momentul în care eu rămân prins, da? Este și momentul în care spun nu vieții. Păstrez un loc din interiorul meu ocupat. În acel spațiu nu mai e loc să intre ceva nou. Poate ceva proaspăt, ceva viu, ceva care să mă facă să vibrez în iubire, în beatitudine, în bucurie, în... Nu am loc în interiorul meu. Și atunci mi se pare că un aspect vindecător profund este acesta. Este a înțelege că a da drumul nu înseamnă a muri. Nu înseamnă a pierde, înseamnă a face loc pentru ca bogăția să intre, abundența să intre. Voi fi cu atât mai bogat,
cu tot ce am trăit, am experimentat, am avut și cu ceea ce urmează să vină. Așa este. Este o schimbare de paradigmă. Și eu, lucrând cu copii, știu că m-am apropiat de o fetiță și la un moment dat mă ținea tare de deget. Era bebeluș aproape, un an jumate, și nu mai dădea drumul. Cumva este nevoia aceasta de conexiune foarte puternică și viața încet, încet ne învață să ne bucurăm de fiecare moment, de fiecare capitol din viață, cât mergem alături unul de altul, ținându-ne de mână și pe urmă, să permitem fiecărui moment să fie așa cum este. Și clar, viața ne răspunde, universul ne răspunde și la intențiile pe care le avem. Cumva avem intenția de a crea armonie sau de a lucra pentru binele cel mai înalt, de a fi, eu știu, sub o formă sau alta, generic spus, ghiz de lumină. Cumva suntem trecuți așa prin tot felul de teste în care învățăm aceste calități, atribute, stări de a fi, altfel decât da, orice ne-ar putea crea durere, suferință. Chiar m-a inspirat foarte mult. Ce alte aspecte, ca și legi universale, lecții de viață, învață sufletul prin a-și răspunde la întrebarea cine sunt eu? Deci sunt impermanență, să spunem. Sunt moment prezent, sunt flux continuu, sunt viață, sunt transformare. Asta îmi traduc eu pe harta mea. Ce alte aspecte valoroase de cunoaștere sunt cele la care ții tu? Poate facem un top 3, un top 5? Ok. Ce altceva ne mai ghidează? Nu m-am gândit niciodată în felul acesta, dar e... Creăm o structură, știu. Da, e foarte interesantă provocarea ta. Sunt indestructibil. Sunt indestructibil, sunt infinit, sunt permanent. Asta este pentru mine o calitate, cred că aș putea să o pun pe primul loc. Aș putea să spun că e una dintre cele mai, da, e cea mai valoroasă pentru mine. Această conștientizare că indiferent ce trăiesc, ce experimentez, ce vine spre mine, eu sunt indestructibil. Sunt în fiecare moment în siguranță. Sunt dincolo de orice e peren. Orice trece. Da? Oricât de mare ar fi impactul, amprenta emoțională, vibrația aceea emoțională, da? Să pot să mă ridic deasupra și să rămân în acest spațiu de sunt indestructibil. Atunci hai să pornim ușor așa, măcar cu gândul, în conștientizările pe care le-ai avut și tu, chiar. Încep de la sunt eu în corpul acesta. Bun. Și pe urmă călătoresc un pic mai departe. Sunt, cum a fost călătoria? Sunt gândurile, emoțiile și pe urmă și mai departe. Cum pot călători în a vedea acest punct indestructibil? Sunt eu. Pentru mine, eu, corpul, a fost, a venit un pic mai târziu. Pentru mine a fost mai întâi eu mintea, eu gândul, eu ceea ce știu, ceea ce cunosc, ceea ce percep, percepția, suma percepțiilor, prin intermediul simțurilor. Eu această realitate, identificarea cu istoria mea. Și când spun istorie, spun înșiruirea evenimentelor din viața mea, de la naștere până astăzi. Pentru mine acesta a fost, cred că, cel mai greu de urcat munte. Să trec de iluzia că eu sunt istoria mea, gândul meu, mintea mea. Și să
observ și să accept că mintea mea este aliatul meu, este unealta, cea mai valoroasă pe care poate eu o am la îndemână în această realitate, în această manifestare, în acest univers material, și că modul în care îmi ghidez mintea, da, definește mai apoi realitatea pe care o experimentez. Și chiar se corelează cumva cu primul aspect pe care l-ai spus, acesta de indestructibil, și ce vorbeam puțin mai devreme. E o legătură profundă. Mm-hmm. Cum continua procesul de dezidentificare cu de cine nu sunt și apropiere de cine sunt? Mm-hmm. După ce am înțeles prin explorare că gândul, noi nu suntem gândurile noastre, gândurile sunt, vin, ele sunt cumva, dacă ar bate vântul peste deșert, da? Vântul ar ridica firicelele mici de nisip. Și în permanență deasupra deșertului sunt firicele mici de nisip. Dacă vântul bate mai tare, atunci acest nisip se ridică și creează furtuni de nisip, da? Dar când nu e vânt, chiar și atunci, firicelele cele mai fine sunt încă prezente acolo. Cam așa văd și eu spațiul acesta mental al gândurilor. Gândurile sunt acolo în permanență. Ele vin, circulă, da? Unele au o voce mai puternică, unele sunt foarte firave, foarte tăcute și așa mai departe. Ceea ce am învățat este că diferența o face atenția mea. Pe ce îmi pun eu atenția? Din toată această multitudine de gânduri, de impresii mentale, pe ce anume îmi pun atenția, ce aduc în realitatea mea, cu ce mă identific din spațiul acela. Uh-huh. Și atunci, punându-mi atenția pe un anume gând, da? Trag energia aceea în realitate și încep să îmi construiesc apoi în manifestare un comportament. Un comportament care va avea apoi rezonanță în mediul în care mă aflu. Acel comportament, în relație cu mediul meu exterior, va construi contextele pe care apoi le voi experimenta. Cu cât privesc spațiul acesta al gândului detașat, ca un observator, ca spectatorii noștri care acum se uită la noi în fața televizoarelor, dacă stau detașat și privesc, fără să îmi focalizez atenția într-un mod deosebit pe un anumit aspect, voi observa că pacea, calmul, serenitatea, echilibrul se vor instaura înăuntru ființei mele. Nu înseamnă să stau pe loc. Da. Nu asta sugerez. Dar este o nemișcare în acțiune, dacă vrei. E o nemișcare, o mișcare în non-acțiune. Nu? Corect. E mai bine spus așa, e o mișcare în non-acțiune. Și acesta e un alt aspect pe care îl... Cred, îl valorifici, da, îl valorizezi. Mm-hmm. Da. Non-acțiunea în acțiune. Mm-hmm. Non-acțiunea în acțiune a fost, mi-aduc aminte momentul exact în care am avut acest aha. Eram într-un moment în care se cerea o decizie. Mi se cerea cu forță, cu impunere. E nevoie să iei o decizie.
Și mi-aduc aminte că în momentul acela, în fața acelei situații, mă găseam foarte nehotărâtă. Nu reușeam, eram așa, care, dar eu nu știu, nu, parcă aia, dar nu știu sigur, poate ai la... Și dintr-o dată am simțit că mă ia panica, pur și simplu, că intru în frică, că încep să mă sperii. Dar dacă nu voi lua decizia bună, dar dacă aia, dacă o iau pe aia și după aceea greșesc și dintr-o dată în spațiul ăsta mi-am dat seama că eu nu vreau să iau nicio decizie. Că nu simt că pot să fac acest pas într-o direcție sau în cealaltă direcție. Pur și simplu nu am vrut să pășesc în nicio direcție. Și atunci am zis, nu vreau să iau o decizie, nu voi lua nicio decizie, nu voi da mai multă importanță părții A versus partea B. Pentru că pentru mine în momentul ăsta ambele par valide. Să aleg între aceste două situații, pentru mine acum pare un risc mai mare decât să nu fac această alegere. Și am zis, nu o să iau această alegere, o să las curgerea vieții liberă și o să las să alegerea cumva să vină natural, să se manifeste la momentul potrivit așa cum este potrivit pentru mine. Am încredere. Am încredere în viață suficient de mult încât să nu cedez acestei presiuni de a lua această decizie. A fost cel mai bun lucru pe care l-am făcut în viața mea. A fost momentul în care acest concept de acțiune în non-acțiune s-a integrat în interior. Am înțeles ce înseamnă. Citeam despre asta în textele sacre sau în cărțile înțelepților cumva și nu mi-era foarte clar. Nu reușeam să găsesc esența acestui mesaj. Ce înseamnă acțiune în non-acțiune. Nu înseamnă sub nicio formă, pentru mine, nu înseamnă sub nicio formă să stau, ci înseamnă să mă mișc în curgerea naturală a vieții, să mă mișc odată cu viața, să nu forțez. Corect. Să-mi dau voie să-mi fac spațiu în interiorul meu și în exteriorul meu ca cea mai bună opțiune să se reveleze. Cel mai bun mesaj să fie primit, cea mai bună experiență să fie trăită și intenția tot timpul să rămână fermă, ancoră. Această intenție de facă-se voia ta, facă-se voia ta, Doamne, dincolo de absolut orice, facă-se voia ta pentru că Tu ești binele suprem, Tu ești bunăstarea, Tu ești echilibrul, Tu ești iubirea, Tu ești tot ce e mai miraculos. Și cu această încredere am dat drumul, m-am predat și am zis, nu pot, nu, în momentul acesta nu mă simt vrednică să iau o decizie și atunci mă predau. Facă-se voia ta. Cea mai bună decizie pe care am luat-o vreodată în viața mea. În sine iau o decizie. Da, sunt clipe de clipe, momente de a aplica toate lucrurile filozofice despre care vorbim. Dar și eu mă uit în exemplul pe care l-ai dat, că nu te-ai pierdut în formă, decizia A sau B, ci pur și simplu te-ai retras în sine, în această stare de liniște. Și din a fi în liniște vine acțiunea. Și non-acțiunea poate fi considerată o acțiune. Și
Exact, lucrurile înfloresc sau se destramă în mod natural. Și așa am perceput și eu, cumva e un moment în care din presiune, din aoleu, frică, așa, alegi să ai încredere și da, am perceput de asemenea, cum ai zis tu, o predare. Predare. Vreau să te întreb, pentru că știu că lucrezi cu meditații, ce ne poți spune despre intenție? Cum lucrezi cu intenția? Cum percepi intenția în câmp? Cum percep intenția în câmp? Ce e intenția? Aș putea să zic că intenția este alegere. Când setăm o intenție, alegem o cale. Forma gând este energie. Pentru că ne mișcăm într-o lume materială grea, densă, suntem mai puțin poate acordați la frecvențele acestea energetice. Percepem mai greu energia, evident, decât putem percepe materia. Intenția este alegerea pe care eu o fac pentru a materializa apoi ceva, pentru a aduce apoi în concret aici, acum, ceva, pentru a crea ceva palpabil, vizibil, perceptibil în realitatea pe care o avem. Minunat! Poți să ne dai un exemplu de intenții cu care lucrezi în terapiile tale, în meditații, acum, în tot ce faci? Pentru că trăim vremuri atât de interesante, intenția pe care o lansez de fiecare dată când meditez și are prioritate peste absolut orice în momentul acesta este pace. Armonie și pace pe pământ. Pur și simplu. Nu mă gândesc, când spun pace, nu mă gândesc neapărat la conflictul care e acum în desfășurare între două state importante, mai multe chiar. Mă gândesc, când spun pace și când plec în meditație cu intenția de pace, mă gândesc că lansez în spațiul acesta info-energetic o chemare, dacă vrei, o chemare la echilibru, la o stare de armonie, de împăcare, de reconciliere. Pacea este intenția pe care acum o lansez ca în meditațiile mele. Minunat! Frumos exemplu! Mulțumim pentru The Big Picture, imaginea de ansamblu pe care am creat-o în această ediție. Vă invit să ținem legătura, dacă doriți, cu mine pe Facebook, Roxana Meleșcanu, și alături de tine, unde putem să ținem legătura? Tocmai lucrez la o platformă online. În curând o să fie funcțională, se numește Seeds of One, www.seedsofone.com. Acolo o să puteți să mă găsiți în curând și pe adresa mea de Facebook, Ștefania Carmen Rusu. Da. Absolut minunat. Păi lansăm toate aceste intenții și probabil sunt diferite proiecte, nu? Poți să ne spui câteva proiecte în care ne implicăm? Ok. Sunt multe proiecte pe care le am acum așa pe to-do list-ul meu, frumoase toate. Platforma aceasta este un prim pas
pentru un proiect mai mare, crearea unui centru holistic, unde oamenii pot experimenta diferite forme de terapie, ghidaj inițiatic, spiritual și așa mai departe. Deja avem o rețea importantă de suflete care sunt pregătite să ghideze la rândul lor. Super! Mm-hmm. Mulțumesc tare mult pentru că ne-ai onorat cu prezența ta. Mulțumesc și ne regăsim în diverse proiecte. Da, terapii, tabere, ținem legătura cu drag. Toate cele bune, multe binecuvântări, pace și liniște în sine. La revedere! La revedere!